Modernizarea Comunei Horonic de Sus continuă prin noi proiecte de hotărâre aprobate în ședința de Consiliu Local, care a avut loc joi 27 mai. Așadar, urmează să se asfalteze încă 2,8 km de drum comunal, iar la grădinița cu program prelungit va fi disponibil un post de medic pediatru. Proiectele menite să aducă bunăstarea comunității au fost aprobate în unanimitate. Domnul Grigorean Gabriel, care a fost ales președinte de ședință în conformitate cu prevederile articolului 123 din Codul Administrativ, preia conducerea ședinței și dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul ordin de zi, conform articolului 135 din Codul Administrativ. Domnul primar prezintă următorul proiect al ordinii de zi. 1. Aprobare proces verbal al ședinței din data de 25 martie 2021. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Horonic de Sus pe anul 2021, inițiator Luța Valentin, primarul Comunei Horonic de Sus. 3. Diverse întrebări, interpelări. Domnul primar mai propune suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre și anume proiect de hotărâre privind aprobarea realizării investiției de utilitate publică și interes local, extinderea dispensarului uman prin amenajarea unor cabinete medicale în Comuna Horonic de Sus, județul Suceava, inițiator primarul Comunei Horonic de Sus. Anunț locuitorii Comunei Horonic de Sus că astăzi, 27 mai 2021, a avut loc ședința Consiliului Local al Comunei Horonic de Sus. Pe ordinea de zi au fost un număr de 5 proiecte de hotărâre, două dintre ele cu importanță majoră pentru comunitatea noastră. Este vorba despre continuarea lucrărilor de asfaltare pe o distanță de încă 2,8 km, ce va începe, dacă Bun Dumnezeu va îngădui, cu vremea săptămâna viitoare. Este vorba despre drumul comunal DC46, care face legătura dintre sensul giratoriu și comuna Horonic de Jos. Urmează să turnăm statul de uzură, pentru că din 2013 nu au mai fost lucrări pe acest tronson și vedeți că s-a cam degradat. Acest proiect a fost aprobat în unanimitate. De asemenea, un proiect foarte important ce a fost aprobat astăzi este vorba despre aprobarea unui post pentru un medic pediatru ce va funcționa în cadrul grădinții cu program prelungit din comuna noastră, sperăm începând cu luna iulie. De asemenea, am mai avut încă 3 proiecte pe ordinea de zi și acestea cu importanță pentru comunitatea noastră, toate au fost aprobate în unanimitate. În luna iunie urmează, ca în prima săptămână, să avem o nouă ședință a Consiliului Local cu cel puțin 3 proiecte pe ordinea de zi.